Etapa 18 -a din divizia A1 a consemnat doar victorii de 3 puncte în cele 6 partide disputate. Derbiul rundei s-a desfășurat aseară pe terenul Stelei Bucureștenii câștigând cu scorul de 3 la 0 meciul cu Arcada Galați. În cadrul etapei 18, a 18-a, Divizia 1 s-au înregistrat doar victorii de 3 puncte. Volei Municipal Salău a trecut fără nicio emoție în 3 seturi de Unirea Deș, în timp ce campioana Universitatea Craiova a câștigat tot în trei seturi disputa de pe teren propriu cu Tricolorul Ploiești. Știința explorări Baia Mare s-a impus cu 3 la 0 în duelul de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, scor cu care s-a impus și Volei Club Caransebeș pe terenul celor de la Volei Municipal Piatra Neamț. Știința Bacău a înregistrat un rezultat surprinzător câștigând cu scorul de 3 la 1 duelul de pe teren propriu cu CSM București. Derbiul etapei a avut loc aseară în capitală unde Steaua a primit vizita liderului Arcada Galați. Volebaliștii pregătiți de Bogdan Tăna se au avut o evoluție foarte bună câștigând în numai 3 seturi meciul cu gălățenii bulgarului Martin Stoev. În urma acestui rezultat, Steaua a urcat pe prima poziție, acumulând 43 de puncte, în timp ce Arcada Galați a coborât pe poziția secundă cu 42 de puncte. Volei Municipal Salău ocupă locul 3 cu 41 de puncte. Sâmbătă, în cadrul etapei a 19-a, se vor deplasa la Cluj pentru întâlnirea cu Universitatea, meciul fiind programat la ora 12.